ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu proful ăla. Iată-ne din nou la stupine. Și nu rezist, oricât de multă treabă am, nu rezist să vă prezint un caz care nu l-am mai întâlnit până acum. Vă amintiți, anul trecut v-am vorbit despre faptul că aveam o mătcuță fără aripi și puneam problema cum s-a împerecheat, ce s-a întâmplat. Iată că anul ăsta o surpriză și mai mare. Deci, aici în nucleul ăsta știam sigur, la vizita anterioară, că aveam o matcă, am să vă și arăt. Este pe rama asta acum. O matcă care arăta așa. Haideți să o vedeți. Ia să văd unde este, dacă o mai găsesc acum. Vreau să dau de ea. Da, ia uitați. Matcă destul de frumoasă. Așa, după aspectul exterior, pare a fi o matcă tânără. Și surpriză. Deci, din câte îmi dau seama, pe asta am avut-o. Și acum o surpriză. Pe rama vecină, am descoperit o altă matcă. O altă matcă, da. Hai să întâmplă. Mamă și fiică, să zicem, nu? Deci, ne imaginăm un schimb liniștit de matcă. Mamă și fiică iețesc împreună. Să vedem fiica cum arată. Ia să urmărim. Cred că este cineva pe rama asta. Parcă așa am văzut-o. Sunt acum în situația de a filmat de unul singur și de ce e mai greu. Deci, mamă și fiică, așa ar trebui. Dar surpriza mare este că cea de-a doua matcă arată într-un fel foarte, foarte ciudat. Cum arată? Hai să o vedem. Hai să o vedem, să vedem unde este acum. Era pe aici undeva. S-o fi dus pe rama cealaltă. Cât m-am dus eu să iau camera. Tot ce e posibil. Unde ești, fetiță? Fetiță cu fundiță care arăți într-un mod ciudat. Hai să mai uităm încă o dată. Fi intrat într-o celulă, o op undeva. Ce-i în capul ei acum? Nu văd. Dacă voi ați văzut-o, trebuie să iau o altă ramă. La cealaltă ramă, să mă duc pe cealaltă ramă. Ia să vedem. Cum a fost așa rama lipită, a trebuit pe fața asta să o vedem. Da, iată ciudățenia pământului, chiar și ouă. Păi, dragilor, o vedeți acum, fără aripi. Nici cioturi nu are, nimic, nimic, nimic. Da?
Albin o acceptă și pe asta. Deci dacă ar fi fost asta matca bătrână, aș fi știut-o. Și să zicem că a apărut cealaltă. Atunci, cum putem să gândim? Aia arată bine, arată perfect. Dacă aceea este mama și asta e fiica, și iată, fiica apare cu malformația asta, fără aripi, dar ați văzut-o, ouă și ea. Deci, intrat în celulă, face treabă. E, m-am dus aici, dragilor, pentru că chiar eu nu știu să dau răspuns la treaba asta. Vă las pe voi în comentarii care le veți face la filmulețul acesta și să încercați să veniți cu explicații, poate experiența pe care o aveți, poate vă ajută și ne putem lămuri. Deci, vedeți, amândouă sunt acceptate perfect. Aseară l-am găsit chiar încolăcite una, de alta se luaseră în brațe, pe aceeași ramă, și am dat-o pe una mai departe și acum am venit dimineață și am zis, hai să vă arat asta, seara era târziu, nu puteam filma. Deci, nu am nicio explicație. Deci, două întrebări. Cum s-a făcut împerecherea acesteia? O întrebare. Și care e mama, care e fiica? Fie asta fiica? Și cealaltă mama? Dar parcă arată mai bine cealaltă. Deci aia la altă parte să fie fiica. Da. Suntem în... Nu suntem, iată, în... La sfârșitul lui iunie am ajuns pe aici. Am văzut. Aveam matcă. Nu aveam matcă fără aripi. Înseamnă că era cealaltă. Și între timp, nu știu ce decizie să iau, probabil că una din ele va fi eliminată. S-o las pe cealaltă să lucreze și pe asta să o iau. Cred că așa se fac. Da. O să filmez și în etapa următoare, când am să o duc într-un alt nucleu și să văd exact ce se va întâmpla. S-o las pe asta la singură. Pentru că, iată, mamă și fiică se stresează reciproc acum. Deși lucrează, ați văzut, una pe ramă, alta pe alta, se întâlnesc împreună, mai se iau în brațe, dar o îmbrățișare nu tocmai de aceea care să semne iubire, ci era îmbrățișarea care spune care vorbească pe cealaltă. Când era așa, se luaseră în brațe și pe urmă aia... Nu-mi dau seama dacă aia cea cu aripi, a lăsat-o pe asta în pace, parcă așa mi s-a părut. S-a uitat la ea cum așa, a încercat un pic să o bruscheze, hai așa. Așadar, facem acest lucru. L-ați văzut, așa, și eu să încerc să o duc și să văd dacă determină schimb liniștit. Da, determină schimb liniștit. Înseamnă că ea este mama. Dacă nu, înseamnă că mama e cealaltă și au apărut și așa, după cunoștințele, după ceea ce știu eu, mama ar trebui să fie cealaltă. Bun, atunci, cu condițiile astea,
mama, dacă e cealaltă, una din ele va determina schimb liniștit. Ori aici, ori dincolo. Asta va fi logica. Nu? În logica asta o să încercăm. O să continuăm să vedem.